sfârșit tragic pentru un șofer din Vâlcea. Bărbatul a căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri, cu tot cu betoniera pe care o conducea. Accidentul s-a produs pe drumul județean care asigură accesul în satul Comanca din Olănești, pe un pod construit în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, pe care se execută acum lucrări de consolidare și reabilitare. Victima lucra pe betonieră de mai bine de 10 ani, iar în această dimineață a efectuat un transport în zona de lucru. Din păcate, construcția a cedat sub greutatea betonierei, iar șoferul a murit pe loc. Poliția a deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru ucidere din culpă. Verificări fac și inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea în vederea stabilirii cauzelor care au dus la această tragedie. Bărbatul care și-a pierdut viața lasă în urmă 2 copii și o soție îndurerată. Vești bune pentru județul Vâlcea de la reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În cel mult o lună și jumătate vor începe lucrările de reparații și modernizare pe drumul național 67B, Scoarța Pitești, în localitățile din Vâlcea tranzitate de acest drum. Anunțul a fost făcut de Alin Golumbeanu, directorul Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova, care s-a aflat zilele trecute în Vâlcea la o întâlnire cu cei din conducerea Consiliului Județean, tocmai pentru a dezbate problemele legate de drumurile naționale din județul Vâlcea. 67B, deja firma care se ocupă de reabilitarea acestui drum, începe să se organizeze, pentru că în acest an se vor face efectiv lucrări pe acest drum. Într-un orizont de timp relativ rapid, adică probabil că organizarea va dura o lună, o lună jumătate, banii sunt alocați, s-au alocat zilele trecute o sumă de bani pe acest drum și atunci o să se vadă și faptic că lucrările sunt în curs de desfășurare. Am discutat despre proiecte importante, chiar dacă regională este acum în acea procedură, să zic românească? Da, românească, în care pierdem foarte mult timp cu hârtii, cu documente, până să ne apucăm de treabă, sper să nu treacă anul. Dar, așa cum îl cunosc eu, cred că va continua să acorde o atenție deosebită întregii zone a Olteniei și județului nostru, județ care are câteva obiective strategice din punct de vedere al drumurilor naționale, unele dintre ele triste. DN7-le furnizor al unor tragedii aproape zilnice, mai ales pe sectorul Bujoreni, Călimănești și Valea Oltului. Directorul regional de la Craiova a dat însă asigurări că se vor face în acest an lucrări de reparații și întreținere și a drumurilor naționale din partea de nord a județului. Să continuăm să executăm covoare asfaltice pe porțiunile unde anul trecut nu s-a ajuns. O să se facă și lucrări de întreținere curentă a acestui drum. Mă refer la decolmatări de șanțuri, decolmatări de podețe, sprijinile de mari. O altă veste bună este și pentru administrația locală din Băile Govora. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este aproape de finalizarea proiectului tehnic pentru sensul giratoriu către stațiune, iar în scurt timp vor începe și lucrările la acest obiectiv. Atenție, șoferi, circulația pe Transalpina este închisă. Temerarii care nu țin cont de restricția de circulație riscă amenzi usturătoare și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. În mini-vacanța de 1 mai, numai puțin de 15 conducători auto au avut de a face cu polițiștii. Atragem atenția asupra faptului că circulația rutieră pe Transalpina, pe DN67C, între Rânca și Obârșa Lutrului, respectiv între kilometru 34 plus 500 de metri și 59 plus 800 de metri, este temporar închisă pentru toate categoriile de autovehicule. Polițiștii vâlceni, în perioada 30 aprilie 1 mai, pentru a preveni și combate încălcările normei legale privind interdicția circulației temporare instituită pe DN67C Transalpina, pe sectorul de drum Obârșa Lutrului Rânca din județul Gorj, au desfășurat activități în urma cărora au aplicat 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.180 de lei, fiind reținute 15 permise de conducere și dispuse măsuri complementare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. Autoritățile estimează că circulația pe Transalpina pe sectorul de drum Obârșa Lutrului Rânca, județul Gorj, se va desfășura în condiții normale abia peste câteva săptămâni după ce se va topi zăpada.
Veste mult așteptată de comercianții de produse agroalimentare și cumpărători deopotrivă. În cel mult 3 săptămâni, lucrările de modernizare a târgului de săptămână de la Râureni vor fi finalizate, anunță primarul Râmnicului Mircea Guteu. Pentru desfășurarea unui comerț civilizat cu facilități pentru micii comercianți și clienții acestora, municipalitatea a investit în modernizarea târgului Râureni peste 5 milioane de lei, inclusiv TVA, fonduri alocate de la bugetul local. Investiția a constat, printre altele, în realizarea mai multor boxe pentru comercializare legume, fructe, cereale, materiale de construcții, precum și pentru comercializare produse nealimentare. De asemenea, printre anexele prevăzute se numără clădirea administrativă cu etaj, care va adăposti spații pentru administrație, pază, punct sanitar, grupuri sanitare pentru public, camere frigorifice pentru depozitare temporară produse perisabile, legume și fructe. Ne pregătim pentru peste 3 săptămâni, vom da drumul și la târgul de săptămână și atunci vreau să fie un lucru nemțesc așa. Și strada care este lângă Boromir va fi asfaltată. Târgul Săptămână este unul dintre cele mai frumoase târguri de țară, dacă nu poate cel mai frumos. Acum lucrăm la asfaltare și în acest târg de săptămână și într-o perioadă următoare vom mai face o stradă de ieșire din târgul de săptămână, unde deja am făcut procedura de expropiere, 11 metri lățime, mai facem un drum, în așa fel încât să nu mai fie blocajul care a fost până acum în târgul de săptămână. Se poți intra pe o parte, să ieși pe altă parte. Deci este un exemplu de, dacă vreți, de administrație, ceea ce veți vedea peste 3 săptămâni la târgul de săptămână. Târgul de săptămână de la Râureni, care va fi cel mai frumos din țară, după cum spune primarul Mircea Guteu, va fi inaugurat pe 1 iunie. Tot de Ziua Internațională a Copilului se va deschide și ștrandul din Ostroveni. Când va fi dat totuși târgul de săptămână de la Râureni în folosință? Când se vor putea? Deci termenul este în 1 iunie. Eu îmi doresc foarte mult, dacă nu, oricum la 1 iunie cei care stând pe strada ștrandul vor fi mutați acolo, pentru că nu vrem să împiedicăm desfășurarea activității ștrandului, că de la 1 iunie vrem să dăm voie și la ștrand, dar eu sper că, așa după cum merge, lucrarea va fi finalizată pe 1 iunie. Cât de curând vor demara lucrările la reabilitarea și modernizarea complexului sportiv și de agrement Arenele Traian, astfel că spre sfârșitul acestui an râmnicenii vor avea cea mai frumoasă zonă destinată, printre altele, activităților cultural-artistice, un teatru de vară, terenuri multifuncționale de tenis, volei și fotbal. Valoarea totală a proiectului de reabilitare și modernizare a complexului sportiv și de agrement Arenele Traian este de aproximativ 13 milioane de lei, inclusiv TVA, respectiv aproape 3 milioane de euro. Primarul din Măciuca, Mugur Mărcoianu, va alerga pe nisipul din stațiunea Mamaia sâmbătă 5 mai pentru copiii cu autism din România. Mugur Mărcoianu este membru al echipei Running Hearts, care reprezintă Vâlcea la ultramaratonul Alerg 24 de ore Autism Marea Neagră, care se va desfășura în stațiunea Mamaia la sfârșitul acestei săptămâni. Alături de Mugur, din echipa vâlceană, mai fac parte încă 30 de vâlceni inimoși, care și-au propus să participe la acest eveniment sportiv unic în lume pentru a promova drepturile de integrare în comunitatea persoanelor cu dizabilități. La startul acestui ultramaraton, care se va da sâmbătă 5 mai la ora 10 în piațeta Perla din stațiunea Mamaia, sunt așteptate să participe peste 2000 de persoane. Traseul va avea o distanță de 3 km. Participanții vor alerga în buclă traseul ziua și noaptea. Echipa care va aduna cei mai mulți kilometri urmând să fie declarată câștigătoare. Din echipa vâlceană fac parte Mihaela Rovența, capitan, Cristina Trocaru, Claudia Militaru, Claudia Mihaela Nițu, Angela Tomoioagă, Ionica Gheorghinariu, Lavinia Bălașa, Gabriela Andrei, Andra Tudor, Ștefania Gagu, Ștefan Cosmin Tudor, Corvin Popescu, Marian Antonache, Luca Rovența, Gabriel Cristian, Cătălin Ioane, Cătălin Ionescu, Radu Levențiu, Aurel Sișu, Mugur Mărcoianu, Marian Trocaru, Iulian Sândulescu, Petruț Băncuță, Alexandru Băncuță, Marian Stoian, Gheorghe Bălașa, Marinică Gelu Văduva, Alexandru Gabriel Văduva. Rezerve, Ana Leocă, Elena Tinca, Claudiu Tomoioagă. Investiții pe bandă rulantă în comuna vâlceană Păușești-Măglași. De câteva săptămâni au demarat lucrările la refacerea podului peste pârâul Olănești, în punctul Pietrari, care va face legătura între drumul comunal DC-165 și drumul național 64, distrus în urma inundațiilor din iunie 2014. Se va construi un pod care să dureze peste 100 de ani, susține primarul comunei Păușești-Măglași, Alexandru Dorel Dediu. O altă investiție care a început, pod peste pârâul Olănești în satul Vlăducen Pietrari. Este un pod foarte vechi, nu a fost construit așa în condiții extraordinare, a fost
făcut cu sprijinul cetățenilor, pentru că nu aveam o legătură cu mijloace de transport cu satul Pietrari peste pârâul Olănești, iar inundațiile din 2015, atunci când a distrus și cele trei case de pe raza Plădeștului, pentru că podul este amplasat în acel punct, a fost afectat și podul, deci era prezentat pericol pentru circulație și trebuia neapărat făcut un pod, construit un pod în condiții care să dureze măcar 100 de ani, așa, da, un pod trainic peste ape. Un pod trainic, pentru că zona este foarte circulată, atât de mașini cât și pietonal, și atunci trebuia să asigurăm condiții de trecere peste pârâu cetățenilor din acea zonă. Pentru refacerea podului a fost alocată suma de 1.500.000 de lei din fondul de rezervă, aflat la dispoziția guvernului, investiția urmând să fie finalizată cel târziu în luna septembrie. Fondurile sunt pe situații de urgență. Am primit fondurile încă din anul 2016. Așa cum știți și dumneavoastră, am întâmpinat greutăți cu analiza ofertelor, cu licitațiile, au fost înscrise 10 firme, deci a fost foarte mult de lucru la documentații, la analiza documentațiilor pentru a declara câștigătorul. Dar iată că până la urmă s-a rezolvat și această problemă și în acest moment se lucrează. Sper ca cel târziu, în luna septembrie, acest pod să fie pus în funcțiune. Conform proiectului, investiția se va face pe o suprafață de circa 1000 de metri pătrați în extravilanul comunei Păușești-Măglaș și va consta, printre altele, în realizarea unui pod din beton armat cu trei deschideri de 16 metri și o lățime de 7,5 metri. De asemenea, investiția presupune protecție de maluri în amonte și în aval de pod. Pe ambele maluri ale pârâului Olănești se vor realiza sprijiniri din gabioane pe o lungime de 172 de metri. Pe perioada executării lucrărilor la podul peste pârâul Olănești, rutele alternative pentru accesul în satul Pietrari sunt următoarele: DN64, Baraj Vlădești, drum comunal 165, Priporu Dosu cu morile sat Pietrari, sau drum național 64, drum județean 651, drum comunal 165, sat Pietrari. Peste 1200 de locuri de muncă vacante pentru șomerii vâlceni care vor să lucreze în străinătate. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 1212 locuri de muncă vacante în 11 țări, cele mai multe locuri disponibile fiind în Germania, Olanda, Polonia, Cehia și Norvegia. Astfel, Germania oferă 900 de locuri de muncă, din care 400 manipulant bagaje și 200 șofer manipulare bagaje în aeroportul internațional Frankfurt. Olanda are 180 de locuri de muncă vacante în special pentru sortatori și împachetatori bulbi de flori, operatori la mașini pentru bulbi de flori, culegători de ciuperci, căpșuni, ardei și afine. Polonezii au disponibile 180 de locuri de muncă pentru sudori, dulgheri și zidari, iar cehii au vacante 30 de locuri de muncă pentru forjori și operatori CNC, în timp ce norvegienii au 15 locuri de muncă pentru instalatori, consultant în microbiologie, măcelari sau tranșator porci sau vite și un consultant medicină geriatrică. Persoanele interesate să lucreze în străinătate trebuie să se prezinte la sediul AGOFM Vâlcea, unde consilierul EURES îi poate îndruma. Are înfățișarea unui dac de pe columna lui Traian și se poate lăuda că a încălțat cu opinci șefi de state din toată lumea, foști președinți ai României și până la membri ai guvernului și chiar pe prințul Charles al Marii Britanii. Așa ar putea fi caracterizat în doar câteva cuvinte ultimul opincar din Oltenia, meșterul Alexandru Ilinca, cel care s-a transformat de-a lungul anilor într-un adevărat ambasador al culturii tradiționale vâlcene. Uite, noi când croim, e forma unui legătunci. Opinca, înțelegeți? Uite așa, și măsurăm, îi dăm lungimea și lățimea. Și ce înseamnă? Să aibă o proporție între ele. Lățimea, uite, 10 cm, aici 10. Copinca e bunica adidașilor. Așa le spun la copii, ca să introduc mai mult în atmosferă. Bun, uite, o notăm așa și o agățați dumneavoastră în cuia acolo. Opincarul s-a născut în comuna Orlești și a învățat meșteșugul de la tatăl său, Gheorghe Ilinca. Eu aveam cam 4-5 ani când am realizat că lucrează opin și ce înseamnă asta.
Și dimineața la 4-5, că la noi la țară nu aveam camera copilului, camera cum e acum, cu tot felul living-uri, tot felul de compartimentări. Și stăteam într-o cameră, eu, taică-mea și cu maică-mea. Și pe la 4-5 îl auzeam cum bătea la opinți. Și ca copil, atunci e somnul cel mai dulce, parcă chiar mă și deranja, dar ce puteam să facă? Eram copil, taică-mea era, taică-mea și făcea opinți. Și de atunci mi-a rămas așa în memorie acele bătăi și meșteșug. Pe la 6 ani am făcut și eu opinți, dar la nivelul unui copil, cum poate să facă un copil, fără prea multe detalii. După 10 de ani de la prima pereche de opinci confecționată sub îndrumarea tatălui său, Alexandru Ilinca s-a transformat într-un adevărat mentor pentru toți cei interesați să învețe meșteșugul, fie ei români sau cetățeni străini. La târguri, în muzee sau în școli, opincarul reușește să strângă în jurul său sute de curioși și să promoveze meșteșugul. Eu m-am făcut cunoscut pe mai multe căi și participând prin țară la evenimente și se întâmplă să vină persoane care mai m-au văzut și în altă parte și când mă întâlnesc cu ei acolo sunt încântat că facem poze multe. Când merg la bran la răvășitul oilor, durează 2 zile și sunt peste 200 de inși care fac poze cu mine. S-a întâmplat odată, stăteam așa cum stau eu normal și văd mai mulți așa la rând, zic, bă, cred că lângă mine făcea unul la rotisor din ăla un porc. Și zic, cred că ăsta a început să vândă carne din porc. Dacă m-am uitat să te iau la rând să facă poze cu mine. Așa de mult erau. Și că din partea autorităților, poate puțin mai multă implicare? Eu n-am pretenții la nimeni. Să fiu eu sănătos, să am putere de muncă, că promovez tradiția și fără autorități, fără nimeni, pentru că știu ce am de făcut. Și eu ceea ce fac exprim la modul cel mai sincer. Pentru poze, unii vor să-mi ofere bani, le-am spus, nu iau de la nimeni absolut nimic, pentru că dacă îmi plătește mie pentru poză, poza aia nu mai are valoare. Și amintește că mi-a dat mie 5 lei acolo sau 10 lei, așa, rămân eu în imaginea lui, în mentalul lui și imaginea din poză, cum ne-am cunoscut și ne-am simțit bine când ne-am pozat. Și cred că ăsta e cel mai frumos lucru. De câțiva ani încoace, Alexandru Ilinca face parte din comitetul de primire de la Muzeul Satului din București, ori de câte ori administrația prezidențială sau guvernul României are oaspeți de seamă. În toamna anului trecut, opincarul vâlcean i-a întâmpinat pe soții Emmanuel și Brigitte Macron. Ce v-a impresionat cel mai mult la soții Macron? Păi domne, hai să vă spun. A rămas așa în fața mea, numai așa făcea. Nu știam cum să-l mai scot din tranșa asta, din situația asta. Serios, cred că aproape un minut a făcut așa. Știți, ca mulțumire, că eu nu știu franceză și nevastă sa și cu, că a fost domnul președinte Iohannis, cele două doamne au mers cu doamna director Popoiu, că le-am prezentat opinci vechi și dânsa le-a explicat despre opinci, cam una din tablă. Doamna director le spunea despre fiecare și eu am rămas cu bărbații, cum ar fi, cu domnul Iohannis și cu domnul Macron. I-am oferit și tuturor domnul Iohannis, dar încurcasă mărimile, că dânsul are număr mai mare la picior. Și i-am spus lui domnul Iohannis că opinca face piciorul frumos și vă scapă de varice. Și s-a uitat la mine și după aceea zice, așa că îmi face piciorul frumos. Păi vi-l face dacă o purtați, dacă nu rămâne tot ca înainte. Și, bun, referitor la din America, cu televiziunea, m-a întrebat referitor la acel cuplu al Franței, cu diferența de vârstă. Și am spus că noi nu trebuie să judecăm familiile altora, să ne dăm păreri. Dar ca concluzie, cred că a fost o potrivire între cei doi, că altfel, în orice familie, dacă nu există armonie, nu e progres. Și ca dovadă că dânsul a ajuns președintele Franței, înseamnă că a fost o alegere potrivită. Înseamnă că susține. Și l-a susținut. Păi, te susține, trebuie să fii și tu bun și să faci ceva, că altfel degeaba te susține dacă n-ai voință, nu? Opincarul vâlcean va fi prezent în acest an atât la evenimentele de la Muzeul Satului Dimitrie Gusti, cât și la manifestările organizate în Râmnicu Vâlcea, cum ar fi cel din 24 iunie, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a ei.
1 mai pe bicicletă. Pentru al 7-lea an consecutiv în Comuna Măciuca, de 1 mai s-a desfășurat competiția de ciclism Bike Fest Damila Măciuca. Aproximativ 200 de pasionați de ciclism, de la amatori la profesioniști, au luat startul în acest concurs, care anul acesta a avut o cursă nouă, cea de 112 km. Hai! De la an la an, numărul participanților la acest concurs înscris în calendarul competițional al Federației Române de Ciclism a crescut constant, astfel că anul acesta a ajuns la câteva sute. Cei mai mulți au optat pentru deja tradiționala cursă de 40 de kilometri, traseu care trece prin trei comune, Măciuca, Stănești și Roești, într-o zonă frumoasă a județului Vâlcea, pe care organizatorii, firma Damila, în colaborare cu primăria Măciuca, doresc să o promoveze. Acest eveniment promovăm mișcarea, promovăm zona, promovăm turismul, pentru că avem o zonă foarte frumoasă și prea puțin cunoscută. Nu vorbesc de noi, vorbesc de oameni din toată țara. Și legătura aceasta între sud și nord, pentru că foarte mulți spun că zona sudului, nu știu, e mai puțin frumoasă decât nordul. Acum încercăm prin aceste evenimente să contrazice, să spunem că aici este o zonă foarte frumoasă. Poate fi o bucurie mai mare decât ca un primar să-și vadă comuna animată, vizitată de oameni din întreaga țară și nu numai din țara noastră, ci și din afară. Oameni care pleacă foarte plăcut surprinși. E greu să ajung aici, dar după ce au ajuns să pleacă foarte plăcut surprinși. Competitorii au fost din toată țara, nu a contat nici vârsta și nici sexul, printre cei care s-au înscris fiind atât copii și femei, dar și persoane trecute de 60 de ani, cu toții dornici să se distreze și să se bucure pentru câteva ore de mișcare în aer liber. Am ținut neapărat să trec ca față, sunt din cadeni, ultima brază de pământ eliberată pentru cei care știu istorie, așa că anul acesta, anul centenarului, mi-am impus să merg peste tot. Acum 2 săptămâni am fost la Ploiești, la Road Ground Tour, urmează să-l urmăresc și pe domnul Luceanu Mașcanu, luna viitoare, la Autopeni. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru că ați organizat acest eveniment. Mulțumesc celor care au participat pentru curaj și îi îndemn să facă sport. Cea mai antrenantă cursă a fost cu siguranță cea de 112 km. 50 de cicliști, cei mai mulți de la cluburi de ciclism profesioniste din țară, s-au încumetat să parcurgă distanța de la Măciuca până la Horezu și Slătioara, pentru a se întoarce apoi pe Fârtătești la Măciuca. Primul care a trecut linia de sosire a fost un ciclist bucureștean înscris la clubul din Timișoara. Am făcut cursa cu doar o zi înainte. Cred că ar fi fost mai bună o promovare mai din timp. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că am făcut față tuturor atacurilor de la sportivii steliști. Și cel mai important, mă bucur că am câștigat. Este un bun moral pentru început de sezon, este prima cursă câștigată. De acum înainte vor urma mult mai multe curse, aproape în fiecare weekend. Și ne vedem la aici. Pentru anul viitor, organizatorii se gândesc să transforme această competiție într-una regională și să schimbe și mai mult traseul. Acesta ar urma să includă pe lângă Măciuca și Horezu și orașele Craiova și Râmnicu-Vâlcea, iar participanți să fie și de peste hotare.
Bun găsit de la România, aici unde stadionul din Luncă va găzdui un nou joc din Liga 5-a, Seria Nord. În cadrul etapei cu numărul 15, ocupanta poziția a doua în clasament, Forestierul Romani primește vizita celor de la Oltul Dăiești, formație situată pe locul 4. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă din Băbeni cu Marian Truță la centru, ajutat la cele două linii de Ionuț Zahărioiu și Adrian Chebar. În partida din turul campionatului, cele două formații au terminat la egalitate 2-2. Situată așadar pe poziția a doua în clasamentul Seriei Nord, Forestierul Romani, în echipament alb, avea un punct mai puțin decât ocupanta primului loc, Atletico Râmnicu Vâlcea, astfel că formația președintelui Dumitru Drăgănescu avea ocazia să treacă în frunte, cel puțin până a doua zi, atunci când lidera urma să întâlnească pe Montana Izvorul Rece. Prima mare ocazie a aparținut gazdelor. În urma unei lovituri libere de la mare distanță, Mihai Buga a deviat cu capul în fața porții, acolo unde Cristian Radu i-a luat fața lui Vasile Geantă, dar balonul a trecut alături. Gheorghe Bodescu execută perfect o nouă lovitură liberă. Mihai Buga vine lansat, trimite bine cu capul, dar oaspeții sunt salvați de transversală. Mihai Buga trimite în zid, balonul ajunge la Cristian Radu, al cărui șut este blocat în cele din urmă de Vasile Geantă. Să consemnăm și o ocazie a oaspeților atunci când, în urma unui corner de pe partea stângă, Ion Dobre a trimis cu capul puțin peste vinclu. 0-0 a fost rezultatul pauzei, perioada de timp în care și-a făcut apariția președintele antrenor Dumitru Drăgănescu și asta s-a văzut pe parcursul actului secund. Bodescu a trimis la întâlnire pentru Luțescu, cel care a profitat din plin de bâlbâiala compartimentului defensiv al oaspeților și a deschis scorul. 3 minute mai târziu, o fază identică avea să mărească avantajul forestierilor. Același Ion Luțescu reușind să-și treacă în cont dubla. Cu 10 minute înainte de final, Mihai Buga îl servește pe Lucian Aldea. A urmat șutul la colțul lung și golul care a stabilit rezultatul final. Forestierul Romani, Oltul Dăiești, 3-0. O victorie care pentru moment vă asigură primul loc. Cum a fost meciul de azi? Cu toate că am venit mai târziu, că am avut niște probleme de rezolvat tot pentru echipă. Mă bucur pentru victoria de azi, felicit băieții. Sperăm să ținem tot așa. Următorul meci îl avem acasă cu Surupatele. Așteptăm rezultatul de la Atletico. Dacă cumva se încurcă, vom trece pe primul loc. Felicit încă o dată băieții și le doresc multă, multă sănătate. Cu toate că am fost puțin supărat pe ei, văd că dușul rece pe care l-am exprimat le-a venit mintea la cap și s-au comportat ca niște sportivi. Încă o dată îi felicit și le doresc multă baftă la toți și sănătate. De asemenea, felicit echipa oaspete pentru că am foarte mulți prieteni acolo, inclusiv domn primar. Și după meci îi așteptăm la o bere, ca de obicei, cum noi facem de fiecare dată cu cei de la Dăiești. Aveți un viitor fotbalist în brațe. Da, este un nepoțel al meu, are 3 ani de zile, îi place fotbalul, sper să joace fotbal. În etapa următoare, forestierii vor juca tot acasă, urmând să primească vizita celor de la Tineretul Surpatele. Și dăieștenii vor juca pe teren propriu și vor avea ca adversară echipa Rapid Stoienești. Atât de la Romani, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Astăzi se dă startul în faza play-off din Superliga Vâlceană la fotbal. După numai 3 zile, am revenit la Călimănești, aici unde vom asista la reeditarea jocului din sferturile Cupei României, partidă în care Cozia Călimănești primește din nou vizita celor de la Voința Orlești. Gazdele ocupă locul al doilea în clasament și doar o victorie le menține pe această poziție, în timp ce orleștenii sunt pe 5 și au șansa să egaleze la puncte ocupanta locului 4, FC Băbeni. Întâlnirea va fi condusă la centru de Ioan Iulian Mihai, ajutat la cele două linii de Adrian Chebar și Robert Constantin Apostolescu. În prima fază a Superligii Vâlcene, Călimăneștiul a câștigat ambele întâlniri cu Orleștiul.
Mai puțin de un minut a trecut până când gazdele au deschis scorul prin Grigore Ceapă, cel care a speculat o greșeală în defensiva orleștenilor și în cele din urmă l-a învins pe Nicolae Sabău. Ion Roncea a pătruns pe partea stângă, a scos înapoi pentru Dumitru Scânteie și scorul a devenit 2-0. Câteva minute mai târziu, cei doi au inversat rolurile, astfel că golul 3 a purtat semnătura lui Roncea. Scorul a început să ia proporții după ce Marinel Ciocotoiu l-a învins pe Sabău, iar apoi Adrian Mazilu a stabilit rezultatul pauzei 5-0. În actul secund s-a mai înscris un singur gol, tot în poarta orleștenilor, autorul reușitei fiind Cosmin Marinaș, 6-0 așadar pentru Cozia Călimănești, care se menține pe locul al doilea în play-off-ul Superligii Vâlcene. Ați pierdut din păcate, cum a fost meciul cu Cozia? Fără istoric, dureros, 5-0 minutul 30, cam asta este diferența de valoare între primele trei clasate și următoarele trei, play-out-ul e 0, cam asta e diferența, sunt trei echipe care joacă în județ. Atât am putut astăzi, de-abia ne-am strâns, o situație mai grea, încercăm, suntem puțini, asta e, mai avem 9 meciuri, încercăm să scoatem maximul. Inițial obiectivul nostru a fost locul 4, acum se pare că dacă terminăm pe 5, e mai mult decât putem în momentul ăsta. În etapa următoare din play-off, Cozia Călimănești se deplasează la Băbeni, în timp ce Voința Orleș va primi vizita liderei Flacăra Horezu. Atât de la Călimănești pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Bravo, bun găsit de la Păușești Măglași, aici unde ne-am deplasat pentru a asista la un nou joc din Liga a 4-a Vâlceană la fotbal, Seria Est. Este vorba de etapa cu numărul 24, rundă, în cadrul căreia penultima clasată Viitorul Păușești Măglași primește vizita ocupantei poziției a 6-a, Foresta Malaia. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă din Râmnicu Vâlcea cu Mihai Croitorul la centru, ajutat de asistenții Marian Marius Glodeanu și Elena Neață. În partida din tur disputată la Malaia, cele două formații au încheiat la egalitate 1-1. Cu trei etape înainte de finalul campionatului regulat, formația gazdă, în echipament predominant galben, nu avea cum să urce mai sus de locul 13, penultimul din serie, astfel că pentru Viitorul Păușești Măglași miza nu era prea mare. Forestierii, în schimb, sunt pe locul 6, ultimul care asigură participarea în play-off și aveau un singur punct mai mult decât următoarea clasată, Stejarul Vlădești, formație care 24 de ore mai devreme furnizase surpriza pentru că a învins liderul din Mihăiești cu 2-1 și totuși gazdele nu au făcut simplă figurație, dimpotrivă au dominat începutul de joc și au ratat o primă mare ocazie atunci când Flavius Pătrântașu nu a reușit să îl învingă pe Gianni Rotaru. La cealaltă poartă, golkeeperul Vasile Marcu a avut mari probleme în urma unei lovituri libere executată puternic de Costin Duminică, dar în cele din urmă totul a ieșit bine pentru gazde. Ion Mușat a trimis un șut din unghi, dar Rotaru a scos în corner, după care Pătrântașu a obținut și el o lovitură de colț în urma unei execuții ce a căutat colțul lung. Cornerul respectiv a adus o bună ocazie în contul gazdelor, irosită însă de Dragoș Nicolae, care a trimis mult peste transversală. Eforturile celor din Păușești Măglași nu au fost inutile și asta pentru că Ion Mușat a interceptat un balon degajat greșit, a trimis un trasor perfect care și-a atins ținta și a deschis scorul. Avantajul putea fi dublat cu un gol de generic dacă lui Pătrântașu i-ar fi ieșit această execuție. În ultimele secunde ale primei reprize, Cristian Munteanu l-a faultat în suprafața de pedeapse pe Daniel Vangu, iar centralul Mihai Croitoru a dictat penalti în favoarea oaspeților. Într-o zi de duminică, Costin Cătălin Duminică a transformat lovitura de la 11 metri și a restabilit egalitatea, 1-1 rezultat consemnat la pauză. În debutul actului secund, Cătălin Pârvu a trimis din unghi în bară, după care, la cealaltă poartă, Cristian Zotică a executat bine o lovitură liberă, dar zidul oaspeților a deviat în corner. În plină dominare a forestierilor, gazdele aveau să dea lovitura pe o contră, atunci când Denis Miclescu, nou introdus în teren, a trimis un șut înșelător de la mare distanță și Viitorul Păușești Măglaș a preluat din nou conducerea. În ultimele două minute, oaspeții aveau să treacă de la agonie la extaz și asta pentru că Irinel Popescu a reușit să restabilească egalitatea, după care Cătălin Pârvu a scos din joc doi adversari, a trimis plasat la colțul lung și a stabilit rezultatul final. Viitorul Păușești Măglaș, Foresta Malaia, 2-3. Felicitări pentru victorie, cum a fost meciul de azi? Neașteptat de greu. Ne așteptam să fie puțin mai ușor. Băieții au alergat, s-au zbătut pentru meci. Ce să zicem, o victorie meritată, muncită și chinuită în același timp. Totdeauna știm că aici e un meci foarte dificil din cauza terenului și am avut mereu probleme cu ei. Dar important e victoria, mă bucur că am câștigat.
aveam nevoie neapărat de victorie. Și să sperăm că victoria aduce victorie. Vom câștiga și meciul următor. Suntem obligați să câștigăm practic toate punctele puse în joc pentru calificarea în play-off. Cum a fost pentru tine acest meci? A fost foarte dificil. Am întâlnit un adversar foarte periculos, au jucat foarte bine. Am avut emoții pe final, 1-1 la pauză. Sunt bucuros că am înscris, am dat și o pasă de gol. Cred că ne-am calificat în play-off la acest rezultat. Suntem la 4 puncte în fața celor de la Galicia. Și ce să zic, mai avem două meciuri de disputat, unul la acasă cu ASR Râmnicu-Vâlcea și încă un meci la Bunești, unde cred că vom fi învingători la sfârșitul etapei și vom fi calificați în play-off. În etapa următoare, viitorul Păuși și Măglaș se deplasează la Bărbătești, în timp ce Foresta Malaia va primi vizita celor de la ASR Râmnicu-Vâlcea 2016. Atât de la Păuși și Măglaș, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Uite cum îi dă golul! Bun găsit de la Sala Sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea, aici unde, la 20 mai 2018, vom asista la un super spectacol al stelelor handbalului feminin românesc. Olchim Râmnicu-Vâlcea și Rulmentul Urban Brașov, cele mai puternice echipe din sezonul competițional 2007-2008, se regrupează după un deceniu, vor avea în componență și jucătoare din alte generații și vor oferi un meci demonstrativ în scop caritabil pentru Aian, un copil în vârstă de numai 6 luni care suferă de o boală genetică rară. În urmă cu 10 ani, duelul direct dintre cele două formații avea ca miză primul loc al clasamentului, motiv pentru care vă invităm să urmăriți în exclusivitate la Vâlcea 1, reportajul realizat în 2008 la Brașov de colegul meu, Paul Mocanu. Așteptat cu nerăbdare de toți brașovenii, primul mare eveniment sportiv al anului a fost adus de handbalul feminin. Întâlnirea de foc din etapa cu numărul 12 a turului Ligii Naționale s-a derulat la Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș și a adus față în față campioana în titră Olchim Râmnicu-Vâlcea în echipament albastru și vicecampioana Rulmentul Urban Brașov. Pentru spectatori, biletele de intrare se epuizaseră cu 4 zile înaintea marelui derby, motiv pentru care sala s-a umplut până la refuz cu 60 de minute înaintea primului fluier al cuplului de arbitri internaționali, Pavel State. Antrenorul vâlcencelor și al reprezentativei României, Gheorghe Tadic, a avut la dispoziție, ca de obicei, peste 90% din lotul național. Tamaș, Huțupan, Tolnai, Nechita, Meiroșu, Beșe, Luca, Lecușanu, Gațăl, Vădineanu, Maier, Manea și Gherescu. Antrenoarea rulmentistelor, Mariana Târcă, a trimis în luptă 14 fete pe care le-a conectat, cum a știut mai bine, la tensiunea marii întâlniri, așteptată cu sufletul la de 6 luni, atât cât a trecut de la finala primei ediții a Supercupei României, trofeu adjudecat atunci de Olchim. Așadar, au apărat culorile clubului Rulmentul Urban: Ionica Munteanu, Natalia Spirova, Codruța Zavragiu, Cosmina Damian, Cristina Niculae, Nicoleta Alexandrescu, Vusu Ni, Simona Gogârlă, Cristina Neagu, Aneta Barcan, Patricia Vizitiu, Alina Șorodoc și Daniela Molfea. Până la ora jocului, ambele formații au avut un parcurs perfect în campionat, obținând fiecare câte 10 victorii
meciului din tot atâtea posibile, cu un plus pentru campioane care aveau un golaveraj superior. Primul gol al partidei a fost înscris de rulmentiste, care s-au menținut apoi în avantaj minim până în minutul 8, când au reușit să se distanțeze la două lungimi, scor 7-5. La jumătatea primei părți, diferența a crescut la 3 goluri, tabela de marcaj indicând 10-7 în minutul 14, 11-8 în minutul 16 și 13-10 în minutul 20. 6 minute mai târziu s-a înregistrat cea mai mare diferență a reprizei, 16-12 în favoarea brașovencelor. Timpul de odihnă cerut în acel moment de Gheorghe Tadic a avut efect, pentru că până la pauză elevele sale au înscris de 3 ori consecutiv, iar tabela de marcaj indica la încheierea minutului 30, 16-15 pentru rulmentul urban. Partea a doua a fost oarecum o copie trasă la Indigo a primei reprize, cel puțin în ceea ce privește evoluția scorului. Avantaj de 2 goluri după 7 minute, 3 goluri după 10 minute și recordul întâlnirii 5 goluri diferență, 22-17 în minutul 42. Tadic solicită timp de odihnă, benefic și de această dată, pentru că fetele sale se apropie la un singur gol în minutul 46, iar 10 minute mai târziu reușesc să egaleze scorul la 25. Ultimele 3 minute au fost de-a dreptul incendiare. Înscrie rulmentul pentru 26-25 în minutul 58. Oaspetele nu se lasă mai prejos și egalează în minutul 59. Cu 44 de secunde înainte de ultima sirenă, Mariana Târca a cerut time-out și a scos asul din mânecă. Arma secretă s-a numit câteva secunde mai târziu Nicoleta Alexandrescu. Extrema noastră a pătruns frontal, a făcut o șahmat pe Luminița Huțupan, cea mai bună portăriță a lumii după spusele unora, și a declanșat extazul în tribune și agonia pe banca lui Tadic. Campioanele pornesc într-un ultim atac, gazdele rezistă eroic și închid toate culoarele de pătrundere. Mai erau de jucat 8 secunde, jocul este oprit pentru aruncare de la 9 metri. Huțupan o bruschează pe Cosmina Damian și este eliminată. Secundele trec, mingea este aruncată spre poarta noastră, Natalia Spirova demonstrează că vine din țara campioanei mondiale, parează mingea și declanșează fiesta. Victorie importantă pentru echipa brașoveană și așa cum am declarat și ieri, dacă pentru Vâlcea n-a contat meciul ăsta, pentru noi a contat și am vrut să-l câștigăm și l-am câștigat. De acum încolo sper să fie mai multe momente din acestea frumoase. Rulmentul urban Brașov a preluat fotoliul de lider a Ligii Naționale și dacă întrecerea continuă în limitele normalului, nu va ceda poziția cel puțin până la partida din retur programată la Râmnicu Vâlcea în data de 17 mai.
Evenimentul de la 20 mai va marca și meciul de retragere a multiplei campioane Simona Gogârlă, jucătoare pe care ați văzut-o în reportajul de la Brașov. Atât de la Sala Traian pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.